It's a joy for those that were not here last night or Thursday night. E o bucurie pentru cei care n-ați fost aseară sau joi seara. But what one of the things we talked about is that joy. Dar am vorbit că bucuria in our midst, în mijlocul nostru, is a sign, este semnul of God in our midst, al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. That's a biblical sign, evidence that we know God is with us. Acesta este un semn biblic și clar că Dumnezeu este împreună cu noi. No matter what we go through, nu contează prin ce trecem. Even in times of grieving as believers, chiar, we have joy. Chiar în vremuri când suntem îndurerați sau îndoliați, când suferim, avem în mijlocul acestor lucruri bucurie. We cannot lose. Nu avem cum să pierdem. If we're walking with Jesus. Dacă umblăm într-adevăr cu Isus. What's the worst that can happen? Ce este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla? Even if you go through a life of hardships, your entire life, and you're martyred at the end of it. Și dacă treci printr-o viață plină de încercări grele și la sfârșit tul vieții ești omorât, martirat. The worst the world could do for you is promote you closer to the throne of glory in the age to come. Cel mai rău lucru care îți poate face lumea ție este să te promoveze din viața aceasta la viața care să vină mai aproape de tron să fii. And the scripture says where there's much sin or much oppression or hardship, all the more the Lord gives grace. Și Biblia spune clar că unde a fost mai mult păcat, mai multă opresie, tot mai mult Dumnezeu în acele cazuri a dat mai mult har. Amin. Să fim bucuroși. Care e cea mai bucuroasă oraș în România? Numai că nu aud. Cine? Ce? Timișoara? Stați cu minți. Frații au spus că Cluj. Nu-i Timișoara? Amin. Ok. Today we're going to talk about the role of the Holy Spirit or the supernatural in evangelism. Astăzi vom vorbi despre rolul Duhului și a supranaturalei în evangelizare. Now I know that sometimes this becomes unnecessarily it becomes a sensitive subject. Știu că uneori din păcate acest lucru poate deveni un subiect foarte sensibil. Some parts of the church feel a little bit they want to shy away, you know, from these things. Unele denominații sau unii credincioși vor să se îndepărteze de aceste lucruri. Others abuse it. Alții abuză aceste lucruri. Even in Pentecostal churches, chiar și în biserici pentecostale, one of the things that I'm encountering more and more, ce întâlnesc tot mai des, are people that hold to a doctrine or a theology but don't necessarily immerse themselves into the substance of it. Întâlnesc oameni care țin anumite doctrine sau teologii în această direcție, dar nu experimentează o substanța acestor lucruri. And I understand, you know, I understand that you know, sometimes things become difficult, challenging, you know. Și înțeleg că uneori sau adeseori lucrurile devin grele sau puțin mai complicate. But the Lord is so good. He's such a good and patient father. Dar Domnul este un Dumnezeu așa de bun, este un tată așa de bun și milostiv. That despite wherever we're at in our walk with him, he's always seeking to bring us closer. El este răbdător și oriunde ne aflăm în umblarea noastră cu Domnul, El caută să ne aducă mai aproape de El. There's no one who knows you better than the Lord. Nimeni nu te cunoaște mai bine decât te cunoaște Domnul. You know, with people we try to, you know, we come to church, we wear our nicest clothes. Știți că față de oameni venim la biserică, ne îmbrăcăm frumos. Că Dumnezeu trebuie să te vadă că ești îmbrăcat frumos. Nu te vede când ești acasă, nu? No, we get dressed with our nicest clothes, you know, we want to impress people. Dar ne îmbrăcăm în cele mai frumoase haine, vrem să impresionăm oare. I don't have a problem with it. Nu am o problemă cu asta. We go to school, we wear nice clothes, you know. Mergem la școală, ne îmbrăcăm frumos și acolo. We talk polite with strangers. Vorbim frumos cu străinii. To try to gain their respect. Ca să le câștigăm respectul. But you know who sees you when you're not wearing your nicest clothes and when you're not being the most polite and who knows you really well is the Lord. Dar știți cine vă vede când nu vă îmbrăcați așa de frumos sau când nu vă comportați frumos și sunteți unde sunteți, vă vede Domnul. And so we try to impress people to get them to like us or to think good about us. Noi încercăm să ne comportăm frumos ca să impresionăm oamenii sau cel puțin să ne vadă într-o lumină bună. We try to hide the ugly things that we think are ugly, show them the nice things so that they can like us.
Încercăm să ascundem ce ni se pare că este urât despre noi și le arătăm ce este frumos ca ei să le placă de noi. But nobody knows you as well as the Lord, and nobody loves you or is more committed to you than the Lord. Dar nimeni nu te cunoaște mai bine decât Domnul și nimeni nu te iubește mai mult decât Domnul și nimeni nu este mai credincios față de tine decât Domnul. And so sometimes I know, you know, within the church we see abuses and so we shy away from the supernatural. Deci adeseori vedem în biserică anumite abuzuri și din pricina acestor lucruri ne îndepărtăm de anumite lucruri importante. Sometimes our theology goes as deep as opening the scriptures and then, oh, that must be what the Lord wants me to do today. Câteodată teologia noastră merge așa de departe încât doar deschidem Biblia, citim un pasaj și spunem, oh, asta vrea Dumnezeu să facă astăzi. And so because of that, I understand, you know, some people have maybe had misconceptions, but we want to just quickly look through a couple of things in the scripture. Și înțeleg că din pricina acestor abuzuri mulți au rețineri față de aceste lucruri, dar vrem repede, în mod rapid, să trecem prin scripturi să analizăm aceste lucruri. You know, Mark 16 and Matthew 28 are two sides of the same coin that we call the Great Commission. Marcu 16 și Matei 28 sunt două părți dintr-o monedă, una e o parte, una e cealaltă, care noi o numim Marea Trimitere. And I think it's important for us to see that when we read it, it's two different perspectives. They don't contradict, they complement. Și vreau să înțelegem când ne uităm la aceste pasaje că sunt două părți dintr-o monedă, dar nu se contrapun una pe cealaltă, ci chiar se complementează una pe cealaltă. Now Matthew 28 of course talks about making disciples of the nations. În Matei 28 vorbește despre a face ucenici din toate neamurile. And it shows us how. It says teach them. Ne arată cum, spune să-i învățăm. And then immerse them. După aia spune să îi scufundăm. Not just in water as a one-time experience, that's part of it. Nu doar în apă ca o experiență unică, e o parte din acest lucru. But as it says in the name of the Father, the Son and the Spirit. Dar spune clar ca să fie făcut în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. You know, in the Old Testament when somebody was given a name, it was more than just something you refer to him by. Știți că în Vechiul Testament când cineva primea un nume, era ceva mult mai mult decât doar să-l strigi pe un nume. His name or her name represented something about their character, their identity. Numele lui sau numele ei reprezenta ceva mai adânc despre caracterul sau identitatea lor. Just like when Paul wrote to the church, he said, may the love of the Father, may the grace of Jesus, may the fellowship of the Spirit be with you all. Când a spus Pavel, când a scris scrisoarea lui, dragostea Tatălui, harul lui Dumnezeu și pacea lui Hristos și părtășia Duhului să rămână cu voi toți. In the same way, we make disciples by teaching them the word of God and immersing them into the culture of God. În același fel, când facem ucenici, îi învățăm voia sau legea lui Dumnezeu și după aia îi aducem în scufundăm în cultura de Dumnezeu. Îi scufundăm în cultura lui Dumnezeu. God, you know, I know Romanians, as Romanians we have a culture. Știu că noi ca și români avem o anumită cultură. How many of you guys have traveled outside of Romania? Câți dintre voi ați ieșit din România, ați mers în alte țări? Oh, wow. You guys are getting around ever since you joined the EU. That's great. Okay. Okay. Călătoriți, se vede. Câți ați fost afară din Europa? Okay. How many of you guys have been to Asia? Asia. Asia, e corect să spunem? Asia. Asia. Câți ați fost în Asia? Câțiva? Ok. Africa? Ok. If you, the more you travel the world, the more you recognize cultures are very different. Cu cât călătoriți mai mult, o să realizați foarte repede că culturile sunt foarte diferite una de cealaltă. And the more we know the Lord, the more we recognize God's kingdom has its own culture. Și cu cât îl cunoaștem mai mult pe Domnul, realizăm că împărăția lui Dumnezeu are și ea cultura ei. God's kingdom is supernatural. Împărăția lui Dumnezeu este supranaturală. And has its own culture. Și are cultura ei unică. And when it comes to our own culture, some of the things that we have in our culture is perfectly innocent and it's fine. Și când este vorba de cultura noastră personală, multe lucruri din cultura noastră sunt oarecum inocente și sunt chiar foarte ok. Same thing with African culture or Asian culture. La fel cu cultura din Africa sau cultura din Asia. You know, people express themselves in different ways. Oamenii se exprimă în feluri diferite. But when it comes to
our cultures, whatever culture that is, that it contradicts God's culture, at that point we bow the knee. Dar când este vorba că cultura noastră este, se contrazice cu cultura împărăției lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să ne smerim și să plecăm genunchiul. At that point we say, okay, Lord, your culture in this area overrides my culture. Când se întâmplă acest lucru, spunem, Doamne, cultura ta este mai importantă și mai mare peste cultura mea. And then, so that's Matthew 28. Deci acesta este Matei 28. Make disciples. Faceți ucenici. Teach them the scriptures. Învățați-i scripturile. Teach them how to obey. Învață-i cum să asculte. And immerse them in the very culture of God's kingdom. Și scufundați-i în cultura împărăției lui Dumnezeu. And then you have Mark 16. Și după aia avem Marcu 16. Preach the gospel. Predică evanghelia. Heal the sick. Vindecă bolnavi. Raise the dead. Ridică morții. Cleanse the lepers. Curăță leproșii. That's the great commission according to Mark's gospel. Asta este marea trimitere din Marcu 16. Why is that? De ce este acest lucru? Because you cannot make disciples out of chairs. Pentru că nu poți să faci ucenici din scaune. Right? You need somebody to be sitting in the chairs. Ai nevoie ca cineva să stea în acele scaune. And the people outside that are not sitting in the chairs, they're the ones that God wants to be discipled. Iar oamenii din afară care nu stau în aceste scaune, aceștia sunt care Dumnezeu vrea să fie ucenici, să devină ucenici. And these people, they have real problems. Și oamenii aceștia au probleme foarte mari. They have real addictions. Au dependențe mari. They're beaten down by the devil in different ways. Sunt aruncați la pământ de diavol în multe feluri. They believe lies. They're slaves to sin. Ei cred minciuni, sunt sclavi ai păcatului. And I can't just talk them into believing something. Și eu nu pot să-i conving printr-o vorbă doar să creadă în ceva. You know, it's not like a sales pitch. Știți, nu e ca și în cum este în vânzări. If I can convince you to follow Jesus, somebody can come an hour later and convince you out of it. Dacă eu pot să te conving într-o singură oră să crezi, să îl urmezi pe Iisus, poate să vină altcineva o oră mai târziu și să te convingă despre altceva. Everything about conversion, everything about the gospel is supernatural. Totul ce este despre convertire sau nașterea din nou, totul ce are de a face cu evanghelia este de fapt supranatural. The salvation of a man's soul is a miracle. Mântuirea unui suflet al unui om este o minune. It's the greatest miracle. Este cea mai mare minune. The healing of a man's body is a miracle. Vindecarea unui om care este bolnav este o minune. Breaking a demonic addiction, that's a miracle. Să se rupă o legătură demonică înseamnă o minune. Answers to prayer, they're miracles. Răspunsuri la rugăciuni sunt minuni. The culture of God's kingdom is a supernatural culture. Cultura împărăției lui Dumnezeu este o cultură supranaturală. And so the mission of the church then, or the Great Commission, misiunea bisericii atunci sau marea trimitere dacă vreți, is not an option for the few elite leaders in the church. Nu este o opțiune pentru liderii cei mai renumiți ai bisericii, să spunem. You know, it doesn't matter if it's in Romania, if it's in the US, there's something about human nature. Nu contează dacă se întâmplă ceva în România sau în America, oriunde, e ceva despre natura umană. We look to the leaders to do all the work of the ministry. Noi privim la lideri ca ei să facă toată lucrarea Domnului. And then we come almost like there's something in the United States, it's called a food critic. I don't know if they have them here. Și atunci noi venim în America, există niște critici de mâncare. De restaurante, în sensul ăsta. La restaurante ei dau note cât de bună e mâncarea. They're paid. There's actual organizations that are paid. They have websites. Deci sunt organizații care sunt plătite ca ei să verifice mâncarea în restaurante. And so there's a new restaurant that opens up in Cluj, so they go over there, they sit, they eat, they write an article that they put online about how the restaurant looked, you deci, know. Deci apare un restaurant, să spunem, în Cluj, unde acești oameni vin, ei mănâncă, după aia iau niște notițe și fac un fel de concluzie la acest restaurant, cât de bună e mâncarea. If the restaurant's Catalina's, of course, o să fie că restaurant fine, you know, but you know, so then they grade everything. It's the food, cu prezentația, da, cum o mirosat, you know, prețile, everything they critique tot, right? Cred că s-a înțeles. As believers, often it's almost as if we were cut out for that job. Like, they should hire us.
Ca și credincioși, noi zici că am fi fost născuți pentru astfel de joburi, ei ar trebui pe noi să ne angajeze. Noi ar trebui ca și creștini să începem aceste business-uri. Pentru că avem ani și ani de experiență în domeniu. You know, and so part of that comes from the leaders, they're supposed to bring the lost in. O parte din chestia asta este atitudinea că liderii trebuie să meargă în afară și să-i aducă pe cei nemântuiți. But do you know the majority of everyone who comes to saving faith, to salvation, they come through a friend, being led to the Lord through a friend, not a pastor. Did you know that? Dar by far, like over 75-80%. Dar știți că după o statistică de 75-80% din oameni, sau chiar peste, din oamenii care vin la credință, care se nasc din nou, nu vin printr-un pastor sau un lider, ci vin pentru că un prieten a împărtășit cu ei Evanghelia. You know, in Ephesians chapter 4 it says that those that are called to the ministry, they're called to train and equip the saints so they would do the work of ministry. În Efeseni 4 apostolii, profeții, ticeri, evangeliști, păstori. Ei ridică pe ceilalți ca ceilalți să vină în lucrare. So that the people, the believers in the church, that they would do the work of ministry. Ca credincioșii din biserică, ei să îndeplinească lucrarea. It's like leaders in some ways are like the coaches, you're the player on the field. Deci liderii oarecum într-un fel sunt ca și antrenorii. Și noi restul suntem jucătorii din echipă, să spunem. And so you get to do the kingdom work. Deci poți să lucrezi și tu să faci parte din lucrarea sau munca împărăției. Amin. Acts 1:8. În Fapte 1:8. It's a very famous verse. Este un pasaj foarte faimos. It's that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. And you will be a witness. Și veți fi martori. From Timișoara, din Timișoara, right to Cluj, to București, to Turcia, to the ends of the earth. Până la marginile pământului. That's the Romanian. Asta e varianta română. You know, right, translation. Do you know that almost every promise in the New Testament connected to the power of the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit is connected to the Great Commission? Știți că aproape fiecare pasaj din Biblie care se referă la puterea sau prezența Duhului Sfânt are de a face și cu marea trimitere în context? Almost every single time there's a promise, there will be power, you will experience the Holy Spirit. It's always somehow connected with reaching the nations, reaching the lost. Aproape de fiecare dată când spune va fi putere, vei fi umplut cu Duhul Sfânt, totdeauna aproape are de a face cu marea trimitere sau că vei câștiga pe cei pierduți. And if we study church history, și dacă studiem din istoria bisericii, and in times of great visitation, și în vremuri când este o vizită mare a Duhului, revival, treziri când au luat loc, minuni când au luat loc, când s-au fost mulți născuți din nou, feeling the presence of God, când au fost unii vindecați în prezența lui Dumnezeu. You know, historically, those revivals, they last only a handful of years. Istoric vorbind, aceste mari treziri au durat doar câțiva ani. But it's not because the Lord ran out of the Holy Spirit, like I ran out, I have to recharge. You know? Dar asta nu a fost că Dumnezeu nu a mai avut destul Duh Sfânt și a trebuit să reîncarce bateriile. Or because he just decided one day, I don't want to give you the, I don't want you to experience me so powerfully anymore. Sau pentru că a decis Dumnezeu, de fapt nu mai vreau ca să mă experimentez pe mine într-un mod așa puternic. It's usually because of God's people's response. De obicei se întâmplă aceste lucruri din pricina cum răspunde oamenii lui Dumnezeu. It's usually because of things like pride. De obicei se infiltrează lucruri cum este mândria. When we want to build more of a name for ourselves than build the Lord's name. Când vrem să construim sau să ridicăm mai mult numele noastre, numele meu decât numele lui Dumnezeu. Out of that sometimes also comes division. Din aceste motive de multe ori vine divizie sau separare. Or sometimes we just burn out because we're going so hard every day, every day, every day, we just burn out. Sau uneori pentru că ne ambalăm și muncim așa de tare zi după zi, obosim și pur și simplu ajungem epuizați. But through church history, you want to know another reason often it stops pouring down? Dar știți un alt motiv, dacă luăm din istoria bisericii, un alt motiv de ce nu mai curge acest râu? When we don't give out what he gives in, at some point it turns off. Când noi nu dăm în afară sau mai departe ce noi primim de la el,
La un moment dat se usucă și se oprește curgerea. Jesus told his disciples, freely you have received, freely give. Iisus a spus ucenicilor săi, gratis sau pe niciun ban ați primit, tot așa liber să dați pe niciun preț și voi mai departe. And that context is not the offering plate. Și în contextul acesta nu este colecta financiară. That context is bringing the gospel and the power of God to those around you. Contextul este să aduci evanghelia în putere în acelor din jurul tău. So here's a question, why did Jesus heal and deliver? O întrebare, de ce a vindecat și a eliberat Domnul Iisus? I think if we were to answer that question individually, we would get many different answers. Cred că dacă ar fi să răspundem fiecare individual această întrebare, am primi foarte multe răspunsuri diferite. And there are different reasons. Și sunt motive diferite. But I believe that the greatest reason, dar cred că pricina cea mai mare, is because it's in his nature to restore life. Este că de fapt este în natura lui Dumnezeu să restaureze viața. He wasn't doing something that was contrary to his nature. El nu a făcut ceva ce era opus naturii lui. He came to restore. A venit ca să restaureze. He came to heal. A venit ca să vindece. He came to set free. A venit ca să elibereze. When he first started his ministry. Când Domnul Iisus a început prima oară lucrarea lui. After he was baptized in the Jordan. După ce a fost botezat în râul Iordan. After he was tested in the wilderness. După ce a fost ispitit în pustie. He read from Isaiah 61. A citit din Isaia 61. And that was his, like, I don't know if we, how to say it in Romanian, like his inaugural address, like, you know, like it's, și aceasta a fost oarecum adresa lui inaugurabilă, oarecum. Right. So that was the platform upon which he launched his ministry. Deci aceasta a fost platforma pe care el și-a început lucrarea lui. I have come to preach the good news. Am venit ca să predic vestea bună. To the poor. La săraci. Cine săraci? Aia care cunosc că au nevoie. Nu important dacă ești milionar sau nu ai nimic. To preach the gospel to the poor is I came to those who recognize that they're sinners. Să predici evanghelia la cei săraci înseamnă am venit să predic evanghelia la cei care știu că ei sunt păcătoși. He said, I came to liberate the captives. Am venit ca să eliberez pe cei legați. To heal blind eyes. Ca să vindec ochii orbi. To restore, that's why he came. Ca să restaurez, de aia a venit el. And the scripture says Jesus is the same yesterday, today and forever. Iar scripturile ne spun că Domnul Iisus este la fel ieri, azi și în veșnicie. Today we're his body. Astăzi noi suntem trupul lui. Jesus healed because it's God's nature to restore life. Iisus a vindecat pentru că este în natura lui Dumnezeu să restaureze viața. In fact, Jesus healed even those that were not believers. Și Iisus, dacă țineți minte, a vindecat chiar pe acei care erau necredincioși. I mean, it's in the Bible. Este în Biblie acest lucru. Jesus did not only heal those that followed him. Iisus nu a vindecat doar pe cei care îl urmau pe el. Jesus was so much of a deliverer, he even healed those that came to be delivered and then just later on just left. Iisus a fost așa un mare eliberator încât a vindecat pe cei care au venit la el să fie vindecați și după ce au fost vindecați ei au plecat. Does that mean that he was pleased with their response? Asta înseamnă că el a fost mulțumit cu răspunsul lor? Of course not. Nu a fost mulțumit cu răspunsul lor. Of course he wasn't pleased. Normal că nu a fost mulțumit. And one day they had to answer for the fact that they had a greater experience to answer for. Și într-o zi ei a trebuit să dea răspuns la faptul că au avut o atingere mai puternică, o revelație mai mare a lui Dumnezeu în ei. But what's the point? The point is God doesn't heal because anybody deserves. He heals because he's gracious. Dar ce vreau să spun este că Dumnezeu nu vindecă pentru că merită cineva să fie vindecat, ci vindecă pentru că el are mult har. Right? He doesn't save because any one of us deserve. Nu ne mântuiește pentru că noi merităm. Right? The Bible says he casts seed upon all forms of soil, even concrete. Biblia spune că el aruncă sămânță pe tot felul de pământuri, chiar și pe beton. Do you remember that parable? Țineți minte acea în Marc 4, Matei 13? Acea pildă? You guys remember that one? He teaches the parable. Învață această pildă.
His disciples come to him. Ucenicii lui vin la el. They say, we don't understand the parable. Și ei răspund și spun, noi nu înțelegem această pildă. He said, if you can't understand this parable, you won't understand any parable. Și el le spune, dacă nu înțelegeți această pildă, nu veți înțelege nicio altă pildă. This parable is fundamental to understand the rest of them. Pilda aceasta este fundamentală ca să înțelegi restul pildelor. What is this parable? Ca ce este pilda aceasta? You have a farmer. Ai un fermier. Jesus. Isus. The Lord. Domnul. And you have seed. Și ai sămânță. The seed is the power of God, the life of God. Sămânța este puterea și viața lui Dumnezeu. The seed is the gospel. Sămânța este și Evanghelia. The seed is the gift of grace. Sămânța este darul harului. The seed will transform your life. Sămânța îți va transforma viața ta. The seed is worth more than any other thing in this earth. Sămânța aceasta are valoare mai mare decât orice alt lucru pe pământul ăsta. And he doesn't just give it to the person who will respond. He gives it to the person that he knows won't respond. Și el nu o dă doar la acel om care va răspunde într-un mod pozitiv la aceasta, și o dă știind la oameni care nu vor răspunde. What does that say about him? Ce spune acest lucru despre el? Is he that good and that generous that he would spend his time and this precious seed on people that he knows will reject him? Este așa de bun și de generos Dumnezeu ca să dea această sămânță așa de prețioasă la oameni care știe că îl va refuza și îl vor respinge pe el? Now, of course, he invested the majority of his time in his disciples. Acum, asigur că el a investit marea parte din timpul lui în ucenicii săi. Those who said yes to following. Cei care au răspuns da. But that doesn't mean he stops being good. Dar asta nu înseamnă că el încetează să fie bun. Maybe for some of us that's messing a little bit with our theology. Poate pentru unii dintre noi asta ne amestecă puțin teologia. But sometimes it's good for people to mess with your theology. Dar câteodată e bine ca cineva să-ți deranjeze teologia ta. Because it makes you go back to the word of God and read that rather than the traditions you've heard. Read that. Pentru că te motivează să te întorci înapoi la scripturi și să te adâncești în ele și să citești în ele, nu să te iei după ce ai auzit de altundeva. Okay, so the gospel of the kingdom, deci Evanghelia împărăției, is the gospel that Jesus preached. Este Evanghelia care Iisus a predicat-o. Jesus preached and taught the good news about the kingdom or the rule of God. Iisus a predicat și a învățat vestea bună despre împărăția lui Dumnezeu. And when he would perform miracles, when he would teach the truth, he would say, the kingdom of God is near you. Și când el a făcut minuni și a învățat adevărul, le spunea, împărăția lui Dumnezeu este acum peste voi. He would say, repent, because the kingdom of God is now within reach. Și le spunea, pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu acum este aproape, este accesibilă. The message of the kingdom of God is this. Mesajul împărăției lui Dumnezeu este următorul. You have a king. Ai un rege. He is Jesus. El este Iisus. And he is who... He is his own person. He has his own nature. Iar el este persoana lui unică, are natura lui personală. He's perfect holiness. Este sfânt în mod perfect. And he's perfect love. Și este și dragoste perfectă, tot el. 100% holiness, 100% love. Este 100% sfințenia și este 100% și dragostea el. Not 50-50. Nu 50-50%. 100-100. 100% și încă 100%. Just like he's 100% God and he's 100% man. Same thing. Așa cum în același fel este 100% Dumnezeu și 100% om la același timp. In the good news of the kingdom, you also have the subjects that are being ruled by this king. Și vestea bună a împărăției este că avem subiectele care sunt peste care el domnește. He invites humanity to become a citizen of his kingdom. El invită umanitatea ca să devină cetățeni ai împărăției lui. And the message of the kingdom talks about the way or the nature of his rule, how he rules. Iar mesajul împărăției lui ne vorbește, ne explică despre felul cum el domnește. And it's important when we read the scriptures or when we think about the Great Commission. Și este important când citim scripturile sau când vorbim despre marea trimitere. When we think about the supernatural. Când ne gândim la lucrurile supranaturale. Or we think about evangelism. Sau ne gândim la evangelizare. We need to think within the setting of what did Jesus preach? What did John the Baptist preach? What did the apostles preach? Trebuie să ne gândim în felul la cum a predicat Isus, cum a predicat Ioan Botezătorul, cum a predicat ucenicii apostolii.
Read the scriptures. Citiți scripturile, vă încurajez. The gospel of the kingdom. Evanghelia împărăției. The good news concerning the kingdom of God that was breaking into the world. Vestea bună despre împărăția lui Dumnezeu care a intrat cu putere în lume. And that one day would return and rule forevermore. Și care într-o zi se va întoarce și va domni pentru totdeauna. That's the message Jesus preached. Ăsta este mesajul care Iisus l-a predicat. Right? So here's a question then. O întrebare atunci. Another question. Încă o întrebare. Why don't we see more of the supernatural today in our lives? De ce nu experimentăm sau de ce nu vedem mai mult din aceste lucruri supranaturale în viețile noastre astăzi? You know, it's interesting. The times I've been to Africa. Este interesant, în vizitele mele în Africa. In Haiti. În Haiti. In India. În India. It's so easy seeing miracles. Este așa de ușor să vezi minuni. Honestly. Sincer vorbesc. Amongst the unsaved when we share the gospel? Vedem minuni între cei necredincioși când împărtășim evanghelia? And in the churches. Și vedem minuni și în bisericile acolo. It's almost like they expect something to happen. E oarecum aproape cum acești oameni se așteaptă să se întâmple ceva. It's weird if nothing happens. Este chiar aproape ciudat dacă nu se întâmplă ceva. But there's something about that culture, and that culture has a very supernatural world view. Dar este ceva interesant despre aceste culturi că au oarecum o încredere sau o mentalitate a supranaturalii. Meaning that they understand that the supernatural realm or the spiritual realm is the dominant realm, is greater than the natural realm. Încât aceste culturi înțeleg că oarecum existența realității supranaturale este mai presus decât realitatea care o vedem noi aici. And so just the nature of the gospel being preached, things just happen, people are touched in different ways. Deci natura evangheliei, evanghelia fiind predicată, oamenii sunt atinși în diferite feluri. So here are a few reasons that I believe limit our ability to tap into more of, if I can put it into like the supernatural or the life of the spirit. Cum vreau să aduc câteva motive dintre care pe care noi ne limitează să vedem mai mult din mișcarea Duhului. Often our world view, adeseori perspectiva noastră sau mentalitatea noastră is shaped more by our traditions or our denomination than the scriptures themselves. Este formată mai mult de tradițiile noastre, de denominațiile noastre, decât este formată de scripturile cuvântului Domnului. And so because we don't take time to dig into the word of God on our knees, Lord, show me your face. Deci pentru că nu ne luăm timp să ne rugăm Domnului, să ne adâncim în cuvântul lui și să spunem: Doamne, arată-mi fața ta. We'll just say, well, they said this is what it is and we've always believed this, so that must Atunci noi concludem, păi oamenii aceștia ne-au spus nouă că este așa și dacă ei au spus așa, noi presupunem că au dreptate. Here's an interesting example. Vă dau un exemplu interesant. You know, when I first got born again, I joined a very missions-focused church. Când eu am devenit născut din nou, am intrat într-o biserică de la început care era bazată foarte mult pe misiune. We were involved in different forms of outreach. Eram implicați în tot felul de evangelizări. We would take trips to different countries. Călătoream în diferite țări. We believed that it was God's will to reach the nations. Noi am crezut că era și este voia lui Dumnezeu să ajungă la toate națiunile. And many people throughout the church, the Lord would speak to them, I want you to go here for this amount of time, I want you to move your family there. People would get calls. Și la mulți oameni din această biserică, Dumnezeu le vorbea în mod personal, pe tine vreau să te muți în țara asta cu familia ta, și mulți aveau anumite trimiteri din partea lui Dumnezeu. And we weren't a massive church. Și nu eram o biserică foarte mare. But then I would visit other churches and much bigger than ours. Și atunci eu am ajuns să vizitez alte biserici mult mai mari decât a mea. And whenever I would talk about missions, it would be like a strange thing. Și când vorbeam despre misiune acolo, se întâmpla ceva ciudat. And they would say, that's amazing that you received the call. We've never received the call. Și ei spuneau, este incredibil că tu ai primit această chemare. Noi niciodată n-am primit o chemare de asta. And I thought it was so interesting. The few people, a lot of them are receiving calls. In other places, many people, nobody's hearing a call. Și mi se părea interesant că în biserica asta mică, unde sunt puțini,
Mulți dintre acești oameni puțin primeau, auzeau chemarea lui Dumnezeu și în biserica asta mare nimeni nu auzea chemarea Domnului. Why is that? De ce este acest lucru? When I pray, când eu mă rog, the Lord never responds to me in Chinese. Domnul niciodată nu-mi răspunde în limba chineză. Why? De ce? This is not a trick question. Că știe că nu cunosc chineză, right? And because he's so good, și pentru că el este așa de bun, he meets me where I'm at. Că el mă întâlnește acolo unde mă aflu. Right? When my 10-year-old son prays, când fiul meu de vârsta de 10 ani se roagă, the way that God speaks to him, felul cum Dumnezeu îi vorbește lui, is on a level he can understand. Este la un nivel la care el înțelege. And he shares, Dad, you know, this is what God showed me. Și atunci el îmi împărtășește mie și spune: Tati, uite ce mi-a arătat Dumnezeu. The Lord meets us where we're at. Domnul ne întâlnește acolo unde suntem. And if we don't speak the language, și dacă nu vorbim limba, because our perspective hasn't been transformed in regards to missions or the supernatural. Pentru că perspectiva noastră nu a fost transformată în cearea de a face marea trimitere sau lucrurile supranaturale. It's interesting that we'll never hear the call. E interesant că atunci niciodată nu o să auzim chemarea. Nu vom auzi chemarea. Not because God doesn't want to call. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să te cheme. Because Jesus even told his own disciples, I have so much more to tell you. Iisus a spus și ucenicilor săi că am așa multe alte lucruri să vă spun. But you're not ready yet. Dar nu sunteți gata să le primiți. And so in the same way, în același fel, anything that's in the scripture is available in Jesus. Orice găsim în scriptură este posibil să obținem în Isus. But if it's not something that's real to us here and here, for some reason you'll never come to the place where you stumble across it or you dar dacă nu este o realitate pentru noi în minte și în inimă, într-un mod interesant, e ceva ce nu vei obține niciodată. Here's another reason. Un alt motiv. That we don't see more of the supernatural today. Un alt motiv din care nu vedem mai mult din lucrurile supranaturale astăzi. It's because, you know, we read the book of Acts. Citim în Faptele Apostolilor. And we see apostolic miracles. Și vedem minuni apostolice. Apostolic miracles. Minuni apostolice. They follow apostolic living. Urmează trăirea apostolică. And so in the early church, deci în biserica primară, I think it's important to know that they were normal people like us. Cred că este important pentru noi să realizăm că și ei au fost oameni normali cum suntem noi. Sometimes when we think about them, we almost divinize them like the Catholics do. Câteodată când ne gândim la ei, aproape că îi punem în divinitate sus, așa cum fac catolicii cu anumiți oameni. That's the way we look at them. Așa privim înspre ei. Have you looked at the disciples? Ați privit la ucenici? They go out preaching the gospel. Merg în afară să predice evanghelia. A city rejects them. Un oraș întreg îi respinge. They come back to Jesus. Se întorc înapoi la Isus. They rejected us. Și spun, ne-au respins. We're going to pray to send fire from heaven to destroy all of them. Auzi, vrem să ne rugăm să trimitem foc din cer ca să-i mistuie pe acești oameni. If you were part of my evangelistic team. Dacă tu ai fi parte din echipa mea de evangelizare. And you went out to some cartier over here in Timișoara. Și ai mers într-un cartier aici în Timișoara. And you said nobody received anything. Și ai spus, nimeni nu a primit evanghelia aici. Let's take grenades. Haideți să luăm niște granade. Mergem noapte seara. Și o să învățăm sfințenia. You know, I mean, like what? I would think to myself, what? Eu m-aș gândi, ce? What are you talking about? Despre ce vorbești? That's what they said to Jesus. Dar așa i-au spus ucenicii lui Isus. They said, let's ask fire to come down from heaven to destroy the entire city. I-a spus lui Isus, haide să cerem foc din cer ca să-i ardă pe acest întreg Jesus oraș. Jesus didn't say, you're out of the discipleship program. Și Isus nu le-a spus, gata, afară cu voi, nu mai sunteți ucenici. He continued to work with them. A continuat să lucreze cu ei. These were regular people. Aceștia au fost oameni normali. Most of the disciples, when they were called by Jesus, historically, were probably between the ages of 16 and like 23 or 24. Marea parte din ucenici se spune că ar fi fost între vârstele de 16 și 23 de ani. Regular people. Au fost oameni normali. But they gave themselves to the Lord. Dar s-au predat Domnului. That's all. Atât. They didn't generate power. Ei nu au generat putere. We're not power generators. Noi nu suntem generatori de putere. We're power channels. Noi suntem canale de putere. That's it. Atât. We're power channels. Noi suntem canale de putere. If we stay plugged into the source. Dacă noi stăm conectați la sursă. Life comes out. Viața vine afară. In different forms. În diferite forme. Love comes out. Dragostea iese din the noi. The gospel comes out. Evanghelia iese din noi. The power of God comes out. Puterea lui Dumnezeu iese din noi. Deliverance comes out. Eliberări ies din noi. Healing comes out. Vindecări ies.
Does everybody get healed every time? Sunt toți vindecați de fiecare dată? I wish they did. Eu aș dori să fie. But they don't. Dar nu sunt. And even after they do get healed, și după ce unii sunt vindecați, they're still going to end up dying. Tot o să moară fizic vorbind. It's not about preserving them forever. Nu e pentru a ține pentru o veșnicie. In their physical bodies. În trupul lor fizic. It's about obeying the gospel. Este vorba despre a fi ascultători Evangheliei. And revealing the goodness of God. Și să arătăm, să revelăm cumva bunătatea lui Dumnezeu. And revealing the love of God that changes human lives. Și să arătăm dragostea lui Dumnezeu care schimbă viețile umane. In Iraq. În Irak. I would say probably 95% of every Muslim background believer that I work with or that friends of mine work with. Aș spune că 95% din credincioșii care au fost musulmani în trecutul lor, 95% dintre oamenii care eu lucrez cu ei și care lucrează alții cu ei, the ones that came to the Lord, cei care au venit la Domnul, came to the Lord as a result of some kind of a healing, au venit la Domnul ori printr-o vindecare, that they personally witnessed, care ei au mărturisit-o personal, or a loved one witnessed, sau care unul drag de-a lor a mărturisit-o vindecare, some kind of a vision, orice, sau un fel de vedenie, some kind of a dream, sau un anumit vis care l-au avut, some kind of a supernatural encounter, dar un lucru supra, o întâlnire supranaturală care au avut-o ei personal. That's what has caused them to leave behind Islam. Aceste lucruri i-au determinat pe ei să lase în urmă Islamul. And even at the peril or the risk of their own lives. Și chiar la posibilitatea de a muri ei personal au făcut această decizie. They don't leave behind Islam and risk their lives because I'm a nice guy. Ei nu lasă în urmă Islamul și vin la Hristos pentru că eu sunt un om fain. Or because I share nice stories. Sau pentru că eu le spun povești frumoase. I have a book. Am o carte. They have a book. Și ei au o carte. Why should they read my book? De ce ar trebui să citească cartea mea? We have our own book. Ei au cartea lor. You have your traditions, we have our traditions. Tu ai tradiția ta, eu am tradiția mea. You say God looks like this, we say God looks like this. Tu spui că Dumnezeu arată așa, noi spunem că el arată altcumva. What makes you true and me false? Ce te face pe tine să ai adevărul și pe mine să nu am adevărul? Well, because I said so. Doar pentru că spun eu. Okay. That's the end of the conversation. Și acolo se termină convorbirea. There has to be something that sets the gospel apart. Trebuie să fie ceva ce separă Evanghelia. The gospel is power. Evanghelia este putere. And we don't need to add something special, sprinkle magic dust on it. Și noi nu trebuie să adăugăm ceva Evangheliei, să punem ceva bucățele de magic asupra ei. Just preach it. Predică doar. Trust God to do the work. Proclamă și lasă-L pe Dumnezeu să facă lucru. Which brings me to my third reason. Asta mă duce la motivul 3. We think that God's power depends upon us deserving or earning it. Noi credem că puterea lui Dumnezeu depinde în meritul nostru sau să o câștigăm noi cumva. We think that the only way God's going to do something supernatural is if somehow I can get my grade to an A. Noi credem că Dumnezeu va face ceva supranatural și puternic doar dacă eu pot să-mi ridic nota mea la nota 10. And you know, that's some of the same reasons we have some of the theologies we have today. Și din pricina acestor lucruri am ajuns să avem unii dintre noi teologiile care le avem. I'm going to say something. O să spun ceva. I pray that you will know I'm saying it from humility. Mă rog ca să înțelegeți că spun acest lucru din umilință. Here's an example. Vă dau un exemplu. Let's say I prayed for God to touch somebody supernaturally. Hai să spunem că eu m-am rugat pentru Dumnezeu să atingă un om într-un mod supranatural. And I happened to be wearing a white shirt and a blue tie when it happened. Și când s-a întâmplat acest lucru, am purtat o cămașă albă și o cravată albastră. And God healed the person. Și Dumnezeu a vindecat omul respectiv. And immediately I'm like, wow, that's a miracle. Și atunci eu imediat realizez, a fost o minune. Îi spun la frații, ați văzut? Am purtat o bluză albă și o cravată albastră. That's why. De aceea au fost vindecați. You see? That's why. Vedeți ce facem? That's why he healed. Deci de aceea Domnul l-a vindecat. In fact,
He healed, which means everything about my theology is correct. Otherwise, he wouldn't have validated my prayer. Deci, de fapt, el l-a vindecat și asta ar trebui să însemne că totul despre teologia mea este corect, altfel el n-ar fi validat să-l vindece pe acest om. Certainly, everything I believe about the Bible is correct, because if not, there's no way God would have answered. Acum, înseamnă că sigur tot ce cred eu din cuvântul lui Dumnezeu este corect, altfel nu s-ar fi îndurat să-l vindece Dumnezeu pe acel om. No, God answers because he's good. Nu. Dumnezeu a răspuns pentru că el e bun. God answers because he responds to the name of Jesus. Dumnezeu a răspuns pentru că el răspunde la numele lui Isus. Because he his heart has compassion towards the broken. Pentru că inima lui are compasiune pentru cel rănit. If God uses me, it doesn't mean everything about me is perfect. Dacă Dumnezeu mă folosește pe mine, nu înseamnă că totul despre mine este perfect. Look at Peter in Matthew 16. Priviți la Petru în Matei 16. One moment, flesh and blood did not reveal this to you. You have just received a revelation from God that nobody else in the earth has right now. La un moment ai primit o revelație, nu ți-a revelat sângele și carnea acest lucru. Ai o revelație care nimeni nu a primit-o pe pământul ăsta până acum. No, nobody else on the planet at that point had the revelation Peter. Nimeni pe planetă în vremea aceea nu a avut revelația care a avut-o Petru în acel moment. How many of us can say that? Câți dintre voi putem să spunem aceasta despre noi? And just minutes later. Și doar minute mai târziu. He's rebuking the Lord. Îl mustră Petru pe Domnul. And Jesus says, "Get behind me, Satan." Și Domnul îi spune, "Înapoi a mea, Satanu." Just because God uses you doesn't mean everything about everything that you believe is correct. Doar pentru că Dumnezeu te folosește nu înseamnă că tot ce crezi tu despre tot este corect. God validates his word. Dumnezeu își validează cuvântul lui. In spite of the level of his church. În ciuda nivelului bisericii lui. But of course, the more we become like him, dar desigur cu cât devenim mai mult ca și el, the more easily the anointing of the Holy Spirit can flow. Cu atât mai ușor ungerea Duhului Sfânt poate să curgă prin noi. Here's another reason. Un alt motiv. Fear and unbelief. Frica și necredința. Do you know that the most repeated command in the Bible is do not be afraid or some form of that. Știți că cea mai mare poruncă din Biblie sau cea mai comună poruncă din Biblie este să nu îți fie frică, să nu îți fie teamă sau ceva în forma aceasta? You know fear and unbelief are connected. Știți că frica și necredința sunt foarte legate una de cealaltă? We're afraid of so many things. Ne este frică de așa multe lucruri. We're afraid of things that have never even happened to us. Ne este frică de lucruri care nici nu s-au întâmplat. And the reason fear is dangerous is because fear short circuits your ability to see God clearly. Și frica este periculoasă pentru că frica ne dă un anumit scurt care nu ne dă abilitatea să-l vedem pe Dumnezeu pentru cine e el. The same way faith operates in God's kingdom. În același fel credința cum operează, cum funcționează ea în împărăția lui Dumnezeu. Fear operates in the enemy's kingdom. Frica funcționează în același fel în împărăția celui rău. And then when we fear, we just easily we give up. Iar când ne este frică, repede ne dăm bătuți. So I'll give you an example. Vă dau un exemplu. We've all prayed for somebody who had a real need. Toți dintre noi ne-am rugat pentru cineva care a avut o nevoie mare. You know, o eliberare sau vindecare or ceva fel de nevoie. We've all prayed for somebody. Toți ne-am rugat pentru astfel de lucruri. We've all prayed for somebody and we didn't see a miracle. We didn't Toți see a breakthrough. Ne-am rugat pentru astfel de oameni și nu am văzut o minune sau o eliberare. Majority of believers, one time, two times, three times, they don't see it and they're like, they pull away. Deci marea parte din credincioși, dintre creștini, după ce se roagă în felul acesta de două, de trei ori sau de mai multe ori și vede că nu se întâmplă nimic, se retrag în spate și spun, nu cred că funcționează. Just think practically. Gândiți-vă în mod practic. If we applied that same principle to anything else in life. Dacă noi am aplica acest principiu la orice altceva în viață, where would we be? Unde ne-am găsi acum? Exemplu, în matematică. You get three answers wrong and you're like, dacă greșești de 3 ori în niște 3 formule la matematică. Nu cred că matematica e pentru mine. I'm just being like, oh, this is what it looks like to deci God. Gândiți-vă, așa arată acest lucru în fața lui Dumnezeu. You're playing football, you're on a football team. Joci fotbal și ești în echipa de fotbal. You try to kick the ball 3 times you missed. 5 times you missed. 100 times you missed. Și dai cu piciorul în minge de 3 ori, de 5 ori sau de 100 de ori și nu nimerești golul. I guarantee you Messi missed hundreds of thousands of times. Messi sau Ronaldo sau cine. Vă garantez că acești fotbaliști celebri au ratat de sute sau de mii de ori.
Do you know why they're professionals? Dar știți de ce ei au ajuns profesioniști? Because they don't allow them missing it to stop, make them stop hitting the ball. Pentru că ei nu lasă să-i oprească faptul că nu au băgat golul de atâtea ori, să-i oprească să meargă înainte. You know, with my children. Cu copiii mei. You know, you're potty training your child to get him from a diaper to use the bathroom. Îl înveți pe copil când e mic să iese din Pampers să înceapă să meargă la baie. Am încercat o săptămână drept, nu lucrează, lasă-l. You know, it sounds funny, but it's the same thing. Sună comic acest lucru, dar dacă vă gândiți, este exact la fel. In our hearts, we might still go through the routine in numele lui Isus. We still do the routine. Acum poate în inimile noastre continuăm rutina noastră. Numele lui Isus. But we don't actually expect something to happen. Dar nu ne mai așteptăm să se întâmple ceva supranatural. We don't press through like, no, wait a minute. I'm pressing on. Nu, eu vreau să continui înainte. Fear and unbelief. Frica și necredința. Here's the most important one, I believe. Uitați, cel mai important motiv vreau să vi-l spun acum. The need for compassion and the love of God. Nevoia pentru compasiunea și dragostea lui Dumnezeu. The love of God. Dragostea lui Dumnezeu. Is the greatest medium. Este cel mai mare mediu. To the power of God. La puterea lui Dumnezeu. Remember Paul wrote the Corinthians in 1 Corinthians? Țineți minte ce le-a scris Pavel Corintenilor în 1 Corinteni? That church had all kinds of problems. Biserica aceea a avut probleme masive, grave și mari. And then he said something to them. Dar Pavel le-a spus ceva. In chapter 1. În capitolul 1. I thank God that you lack no spiritual gift. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nu vă lipsește niciun dar spiritual. Is what? Poftim? They lack no spiritual gift, but they have all kind of discipleship issues. Nu le lipsea niciun dar spiritual, dar aveau o grămadă de probleme în ce avea de a face ucenicizarea. Paul continues to teach them you must be conformed to the image of Jesus. Pavel continuă să-i învețe că trebuie să vă conformați chipului și asemănarea lui Hristos. And he talks about the gifts of the Spirit in chapter 12 and chapter 14. Și după aia vorbește despre darurile Duhului Sfânt în capitolul 12 și capitolul 14. But right in the middle, dar chiar în mijloc a acestor capitole, capitolul 13, I will show you a better way. Vă voi arăta un fel mai bun. Not I will show you an alternative way. Nu spune că vă voi arăta o alternativă. No, you have learned how to experience the Spirit of God with all kinds of selfish motivations to try to make yourselves into something. Da, voi ați învățat să folosiți darurile lui Dumnezeu în așa fel ca să aveți motivele voastre personale sau egoiste. God is answering because he's good, not because you're that spiritual. Dumnezeu vă răspunde pentru că el este bun, nu pentru că voi sunteți spirituali. He healed your classmate because he wants him saved, not because everything's correct about your theology. El ți-a vindecat colegul tău de la școală pentru că vrea ca colegul să fie mântuit, nu pentru că totul despre teologia ta este corect. But let me show you a better way. Dar lăsați-mă să vă arăt un drum mai bun. The Jesus way. Felul Isus. Love. Dragoste. How many times in the Gospels do we read? De câte ori citim în Evanghelii? That Jesus was moved with compassion right before he acted. Că Isus a fost mișcat cu compasiune chiar înainte să acționeze. Right? Acționează pentru Hristos. Before action, compassion. Înainte de acțiune vine compasiune. Compassion is the living, moving love of God. Compasiunea este dragostea palpabilă sau mișcată a lui Dumnezeu. And why do I share these things? De ce împărtășesc aceste lucruri? To demystify the spiritual realm. I think ca să scot în evidență realitatea lumii spirituale, să ne iese să nu o vedem ca o basmă oarecum. We make it too strange and eerie, you know, like mintea noastră facem spiritualitatea sau lumea spiritualității așa oarecum ciudată sau ca un vis. And so let's look at one practical example. Deci haideți să ne uităm la un exemplu foarte practic. Very quickly. Foarte rapid. Okay, a couple minutes here. Doar câteva minute aici. John chapter 4. Ioan capitolul 4. We'll see Jesus. Îl vom vedea pe Isus. Operating in the spirit. Cum funcționează în Duhul. Now this is not a healing. Acum nu e o minune aici. It's a prophetic word. It's a word of knowledge. Este un cuvânt profetic, un cuvânt de înțelepciune. But it's the supernatural connected to evangelism. Dar aici supranaturalul este legat de evangelizare. Okay? So John chapter 4. Ioan capitolul 4.
We know the story. Știm cu toții povestea. And so we won't read it all because it's deci, long. Nu vom citi totul pentru că este un pasaj mai lung. But open up. Dar vă rog deschideți la Ioan 4. And starting in verse 6. Și începând în versetul 6, poate se poate afișa. We just kind of follow along. Și vom urmări cu toți împreună. We know the story. Știm povestea. Jesus goes to a particular area. Iisus merge într-un loc anumit acolo. And he sits by a well. Și stă lângă o fântână. His disciples went off to the city to buy food. Ucenicii lui au mers în oraș. Right? Now this particular area that he stopped in, this is not a Jewish area. Acum zona unde s-au oprit ei nu a fost o zonă a evreilor. It's a Samaritan. Era o zonă a samaritenilor. You have to understand that Samaritans and Jews did not get along. Trebuie să înțelegeți că samaritenii cu iudei nu s-au înțeles bine. So Jews, they don't interact with Samaritans and vice versa. Evrei nu interacționau cu samaritenii și nici invers. And here is a woman that comes at the hottest part of the day. Și aici se află o femeie care vine în cea mai cald, în cel mai cald moment al zilei. Now, according to history and from just common sense, women would go early before the sun came up to go get the water from the well. Acum din istorie și chiar să gândim că face sens, femeile în general pe vremea aceea mergeau dimineața ca să tragă apă din fântâni. Because they didn't want to go when it was very hot. Pentru că nu vroiau să meargă când era foarte cald afară. But this woman, she's not comfortable going when the other women go. Dar această femeie nu este ea în apele ei să meargă când merg și celelalte femei. She knows the other women talk about her. Ea știe că femeile celelalte vorbesc despre ea. She knows what her reputation sounds like in the town. Ea știe cum vorbesc toți despre reputația ei în acel oraș. So she wants to avoid them. Și vrea să-i evite dacă e posibil. But you know who's sitting there in the hot sun? Dar știți cine stă acolo în soarele ăla cald? Waiting. Care așteaptă? Jesus. Iisus. Jesus is waiting for her. Iisus o aștepta acolo. If you know, I sometimes think about God's strategy. Știți că câteodată mă gândesc la strategiile lui Dumnezeu. If I was the father. Dacă eu eram tatăl. And I knew my son had 3 years of ministry. Și să știu că fiul meu are doar 3 ani de lucrare. I would say only top of the mountain where there's masses, only. Aș spune du-te doar sus pe munte unde sunt masele și grămezile de oameni. If you don't have at least 5,000, just cut it off. Oh, time is short. Dacă nu ai măcar 5,000 de oameni în care să investești, nu-ți mai pierde timpul pentru că timpul ăsta e scurt, 3 ani de zile. It go. But no, Jesus in the hot sun. Dar Iisus în soarele acela cald. Waiting for one woman and what kind of woman? Așteaptă o singură femeie și ce fel de femeie? This is the love of God. Asta este dragostea lui Dumnezeu. This is why the power of God flowed so freely through Jesus. De aceea puterea lui Dumnezeu a curs așa de liberă și puternică prin Isus. And so the woman comes. Femeia vine. Jesus says to her, "Give me a drink of water." Isus îi spune să-i dea ceva de băut. Perhaps Jesus was thirsty. Probabil că era sete lui Isus. I think even more, Jesus sought the worship that came from her heart. Dar eu cred mai mult că Isus a dorit închinarea care trebuia să vină din inima ei. He sought the worship that he created her for that brings God joy. A dorit închinarea de la ea care aduce bucurie lui Dumnezeu. And so the woman, she says to him, Why are you speaking to me? You're a Jew. Și femeia spune, dar de ce vorbești cu mine? Tu ești un evreu? And so I want you to see how simple it is. Vreau să vedeți cât de simplu este. Talking with somebody. Ca să vorbiți cu cineva. Being led by the Holy Spirit. Ca să fiți conduși de Duhul Sfânt. Jesus responds, if you knew the gift of God. Iisus răspunde. Drept răspuns Iisus zice, dacă tu ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu. And who it was to you saying, "Give me a drink"? Cine este cel ce zice, dă-mi să beau? You would have asked him for a drink. Tu singură ai fi cerut să bei. And he would give you living water. Și el ți-ar fi dat apă vie. Jesus reveals the gospel as the all-satisfying gift. Iisus aduce Evanghelia ca să fie văzută ca darul cel mai mare de care aduce satisfacție. So look at what it says. Și uitați, priviți ce spune. The woman says to him, "You have nothing to draw with." Femeia îi răspunde, n-ai cu ce să scoți apă.
Her mind is, she's thinking only logically. În mintea ei, ea gândește doar logic. Jesus doesn't think to himself, she's not getting it. Iisus nu se gândește în sine, nu înțelege această femeie. She's not getting it. Nu înțelege ce spune. I'm going to cut off the conversation. Gata, o să termin convorbirea. No, he sees there's an openness, so he continues. Iisus vede că este o deschidere din partea ei și continuă. He said, el spune, everyone who drinks of this natural water will thirst again. Toți care beau din apa aceasta naturală le va fi sete din nou. But whoever drinks the water I will give him. Dar cine va bea apa care eu le-o voi da, will never be thirsty again. Nu va mai înseta. The water I will give him. Apa care eu le-o voi da, will become a well of water. Va deveni o fântână cu apă. That will spring up to eternal life. Care va izvori sau izbucni la viața veșnică. Okay. Do you see the progression? Vedeți acum progresia? A drink, o băutură, turns to a well. Se schimbă într-o fântână. A well. Și o fântână. Turns to an eternal spring. Merge, ajunge să fie un izvor veșnic. You don't have to get them to the eternal spring. Nu trebuie tu să aduci pe ei la izvorul veșnic. Only God can do that. Doar Dumnezeu poate face acest lucru. In fact, God does it all. De fapt, Dumnezeu face totul. All they need is a drink. Ei au nevoie doar să bea. All they need is a drink. Doar o dată să bea. Jesus was saying, if you would just reach out in faith for a moment. Iisus le spune, dacă tu ți-ai întinde mâna ta prin credință doar un moment, you will see who God is. Vei vedea cine este de fapt Dumnezeu. You will understand the gift of God. Vei înțelege darul lui Dumnezeu. That initial taste will become a well in you. Gustul acela inițial va deveni o fântână înăuntrul tău. That well will spring up to eternal life. Și fântâna aceea va izbucni să devină un izvor de apă veșnic. Listen, we carry around cups of water. Ascultați-mă, noi ducem cu noi pahare cu apă. We don't have to generate water, you just carry the cup of water. Noi nu trebuie să generăm, să producem apă, doar trebuie să o cărăm. Offer the world the gospel. Oferă-i lumii Evanghelia. What does she say? Ea ce răspunde? She says, okay, give me the water. Ea spune, dă-mi această apă. So I don't have to come here anymore and be thirsty. Ca să nu mai fie sete. So what does Jesus say? Să nu mai vin până aici să scot. Jesus says, go call your husband. Ce spune Iisus? Tu te cheamă-l pe bărbatul tău. What is he saying? Ce spune el de fapt? Sin stands opposed. Păcatul stands opposed. Stă în mod opus to the entrance, la intrarea, of divine satisfying life. La viața divină care satisface. Sin stands opposed. Păcatul stă împotrivă. To the gift of life. La darul vieții. Jesus is preaching the gospel. Iisus predică Evanghelia. Moved by the love of God. Este mișcat de dragostea lui Dumnezeu. By the power of the Holy Spirit telling her what's in her own heart. Prin puterea Duhului Sfânt îi spune acestei femei ce se află în inima ei. What does she say? Și acum răspunde. She admits. Ea recunoaște. She recognizes where her heart is at. Recunoaște unde este inima ei. And then immediately she goes into saying, she says, our fathers worshipped on this mountain. Și atunci imediat spune că părinții noștri s-au închinat pe acest munte. You Jews say we should worship on this mountain. Dar voi iudei ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Where is the right place to worship? Unde era locul potrivit să se închine? It's interesting, although she acknowledged her sin. E interesant că deși ea și-a recunoscut păcatul, she wanted to talk religion. A vrut să vorbească religios. There's something inside of the human heart that always hides behind religion. Este ceva în inima omului care totdeauna se ascunde în spatele religiei. We worship in this mode, you worship in this mode. Noi so what are you telling me then? Noi ne închinăm în felul ăsta, voi vă închinați în felul acela și de fapt ce îmi spui tu mie atunci? Jesus says, listen, let's not get into the religious discussion. Iisus spune, hai să nu intrăm în discuțiile religioase. Salvation is from the Jews, but let's get to the issue. Mântuirea este de la iudei, dar hai să ajungem la punctul principal. The Father is looking for those that will worship in spirit and truth. Tatăl îi caută pe acei care se vor închina în duh și în adevăr. And then it says that she leaves behind her water jug. După aia cuvântul ne spune că ea lasă în urmă
apa care a cules-o. The jug of the thing that she came to pull the water with. Găleata. Da, găleata care a dus-o ca să strângă apa, o lasă în urmă. She leaves it behind. O lasă acolo. That's a sign of repentance. Asta este un semn de pocăință. What she came to draw natural water with, she left that. Cu ce a venit ea ca să iei apă naturală, a lăsat-o în urmă. And then she immediately goes and she tells her entire village about this man. Și atunci merge imediat și îi spune întregului sat a ei despre acest om. Time and time again. Timp după timp. When we look at Jesus's ministry. Când ne uităm la lucrarea lui Isus. We see in one form or another the activity of the Holy Spirit. Vedem într-o formă sau alta activitatea Duhului Sfânt. I want to encourage you that the activity of the Holy Spirit is connected to the preaching of the gospel. Vreau să vă încurajez că activitatea Duhului Sfânt este legată de predicarea sau proclamarea Evangheliei. And if we give ourselves to the gospel. Și dacă ne vom da pe noi Evangheliei. If we give ourselves to worship. Dacă ne dăm pe noi la închinare. To the presence of God. Dacă ne predăm la prezența lui Dumnezeu. The word of God. La cuvântul lui Dumnezeu. We will start to see more and more breakthrough in the area of the Great Commission. Vom începe să vedem tot mai multă și mai multă experiență și trecere în ce are de a face marea trimitere. But we cannot quit along the way when we fail or when we feel like we're not getting the results we'd like to get. Dar nu putem să ne oprim când noi nu primim anumite răspunsuri sau nu vedem progresul care noi am dori să-l vedem. Everybody knows Donald Trump? Toți îl cunosc pe Donald Trump? You know he's a very wealthy man. Știți că el este un om foarte, foarte bogat. Do you know that before he became a very, very wealthy man, he went bankrupt 3 times? Știți că acest om, înainte să devină un om foarte, foarte bogat, a dat faliment de 3 ori? 3 different times. De 3 ori diferite. He lost everything in investments. A pierdut absolut totul de 3 ori în anumite investiții. You would think if you went bankrupt one time, you would think to yourself, maybe real estate is not the thing for me. Te-ai gândit că dacă tu ai dat faliment o singură dată, înseamnă că treaba cu imobiliarele nu este pentru tine. But he had a vision, he was convinced. Dar omul acesta a avut o viziune și a fost foarte convins. And he set himself to it. Și s-a lipit acest s-a dedicat acestui lucru. And he didn't even, it's not like he did it based upon the promise of God. Și el nu a făcut o oarecum de legat de promisiunea lui Dumnezeu. He did it just based upon his own desire. El a făcut acest lucru doar din dorința lui personală. And business principles. Și din anumite principii de business. How much more us who have the living God. Cu cât mai mult noi care îl avem pe Dumnezeul cel viu. Who have the promises of scripture. Care avem promisiunile scripturilor. Don't quit. Nu te opri. If it takes you a year. Nu te da bătut și dacă ia un an de zile. If it takes you 10 years. Dacă îți ia 10 ani de zile. If it takes you 50 years. Dacă îți ia 50 de ani de zile. If you never see it in your lifetime but revival breaks out in your children's lives. Dacă nici nu o vezi tu trezirea în timpul vieții tale, dar în timpul vieților copiilor tăi vor vedea trezirea. And God uses your children like Paul the apostle throughout all of Europe and the nations. Și Dumnezeu va folosi copiii tăi cum l-a folosit pe apostolul Pavel în toate națiunile. It's still worth it. Tot merită. But don't quit believing. Dar nu te opri să mai crezi. Don't let what you perceive to be failure cause you to stop. Nu lăsa ce tu percepi să fie faliment să te oprească. Continue in faith. Merge înainte prin credință. Continue with worship in Jesus. Merge înainte în închinare și cu Isus. Continue with preaching the gospel and the great commission. Merge înainte proclamând Evanghelia și marea trimitere. And you will see more and more of God's kingdom breaking in. Și vei vedea tot mai mult din împărăția lui Dumnezeu cum devine prezentă. Amen. 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 Maybe we could just stand for a moment. Poate am putea să ne ridicăm în picioare pentru un moment. You know, one of the beautiful things about our spiritual journey. Un lucru frumos despre călătoria noastră spirituală. Is that, you know, we're all in process. Suntem toți, ne aflăm într-un anumit proces. Nobody's arrived. Nimeni nu a ajuns încă unde trebuie să ajungă. It doesn't matter what we're talking about. Nu contează despre ce vorbim.
in our devotion, în timpul nostru devoțional, in the great commission, în marea trimitere, in our families, în familiile noastre, in teaching, în învățăturile noastre, in love, everything, all of dragoste, noi all toți, in process, toți încă ne aflăm într-un proces. 50% of the battle, 50% din bătălie, is aiming at the right thing, este să încerci să atingi lucrul bun, is aiming in the right direction, este să te direcționezi în direcția care trebuie. The other 50%, cealaltă 50%, is learning how to do it better and better, este să înveți cum să faci mai bine și mai bine. Let's just commit tonight, Lord, I'm gonna aim in the gospel direction. Haideți în această seară să ne dedicăm și să spunem că vreau să merg în direcția Evangheliei. I'm not throwing stones at anybody tonight. Eu nu arunc cu pietre la nimeni în această Nobody. Seară. Nimeni. We're all at the same place. Toți ne aflăm în același loc. Right? We're all sinners saved by grace. Toți suntem păcătoși salvați prin har. Desperately in need of the Holy Spirit. În nevoie disperată după Duhul Sfânt. Desperately in need of the blood of Jesus. În nevoie disperată după sângele lui Isus. But let's unify our hearts. Dar haideți să ne unim inimile. Even through this conference. Chiar prin această conferință. And say, Lord, we want to aim at the right target. Și să spunem, Doamne, vreau să trag spre ținta potrivită. Let's join today in corporate prayer and let's ask the Lord, guard my heart from discouragement, disappointment and fear. Haideți într-o rugăciune comună să cerem Domnului guard my heart from like discouragement. Să ne protejeze inimile de la descurajare. Guard my heart from disappointment. Protejează-mi inima de la dezamăgire. From fear and unbelief. De la frică și de la necredință. You know why a lot of young people fall into sin? Știți de ce mulți tineri cad în păcat? Because they get disappointed. Pentru că ajung dezamăgiți. Maybe they get disappointed with a leader. Poate au fost dezamăgiți de un lider. Posibil cu părinții lor. Posibil că s-au rugat și Dumnezeu nu a răspuns cum au crezut ei că o să răspundă. Maybe it was a situation and then something in inima lor, they take a step back. Poate s-a întâmplat ceva în inima lor și dintr-o dată dau un pas înapoi. And the next thing you know, nu mai se uită la Dumnezeu, acum se uită la lume. And then all of a sudden they fall in sin. Și după aia dintr-o dată se găsesc și cad în păcat. And we teach people guard against sin, but we don't teach them guard against disappointment. Și învățăm pe oameni, da, apără-te de păcat, dar nu învățăm să se apere de dezamăgire. We teach them fight against what the world system says. We don't tell them be careful in your own heart. Învățăm luptă-te în sistemul lumii, dar nu învățăm să aibă grijă de lupta în inima lor. Don't shrink back. Nu te retrage înapoi. Let's pray and ask the Lord to Haideți touch us. Împreună să ne rugăm și să-i spunem Domnului să ne atingă. And to fill us with this fresh faith. Și să ne umple cu o credință proaspătă. Amin. Așa cum stăm să ne rugăm. Suntem înconjurați de oameni. Mulți oameni. Dar oare câți îl cunosc pe Dumnezeu? Inima lui nu s-a schimbat. A rămas la fel. Iubește sufletele. Dacă noi credem că Evanghelia este adevărul, cum putem să o ținem doar pentru noi? Tehnologia a evoluat și ne permite să comunicăm mai mult ca niciodată. Și totuși, noi tăcem. Căutăm oameni cu care să lucrăm de dragul lui Iisus. Fă ceva pentru cei de lângă tine. Dacă ai măcar un prieten care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, contactează-ne.